Doamnelor, domnișoare și domnilor, Mihai Silviu Chirilă vă spune bine ați revenit la emisiunea Credință și Tradiții. Ne ținem o temă astăzi, o temă sensibilă și de actualitate. Vă mărturisesc că am ezitat între am meditat între a o numi Pornografia, maladia secolului 21, cum este și titlul unei cărți pe care am să vă prezint imediat, sau a o numi Pornografia o armă, un drog mai puternic decât heroina. La luarea deciziei a contribuit și invitata mea, care mi-a explicat că până acum nu s-a scris în nicio sursă oficial că pornografia este mai puternică decât heroina, și atunci am preferat să mergem pe o cale științifică și să numim emisiunea de astăzi Pornografia, maladia secolului 21. Vă întrebați poate de ce pornografia într-o emisiune de Credințe și Tradiții. Așa cum o să vedeți din emisiunea de astăzi, pornografia are o implicație directă în viața fiecăruia dintre noi și are o implicare directă și asupra, un efect direct și asupra valorilor morale pe care biserica și pe care tradițiile noastre populare le-au conservat de-a lungul timpului. Pornografia, după cum o să vedeți și o să ne spună invitata noastră, doamna dr. Paula Iliescu, de la medic-psihiatru la Spitalul Județean. Sărut mâna, bine ați revenit în emisiunea noastră. După cum o să ne spună doamna Paula Iliescu, pornografia distruge viețile de la un capăt la altul. Le distruge și în ceea ce privește raportarea la cealaltă persoană și în ceea ce privește valori și le distruge și fizic și le distruge și valorile morale. Doamnă doctor, aș vrea să intrăm direct în subiect. Ce este, medical vorbind, pornografia? Medical vorbind, este o dependență. Și ca să înțeleagă telespectatorii mai bine ce este o dependență, poate ar fi bine să le spun cum definim noi psihiatrii dependența. Dependența este un consum, un uz repetitiv, compulsiv, excesiv, al unei substanțe, definim noi. Dar poate fi și o relație patologică cu experiență, în cazul nostru, uzul de pornografie, care presupune existența și apariția de-a lungul acestei relații a unor fenomene, fenomenul de toleranță, fenomenul de sevraj sau de abstinență, și presupune și împietarea funcționării sociale, profesionale, individuale. Mulți vor întreba de ce abordăm un astfel de subiect foarte delicat și care ține foarte mult de intimitatea fiecăruia la urma urmei. Problema este că acest fenomen a căpătat o amploare epidemică și face ravagii, așa cum a zis și dumneavoastră, nu numai la nivel individual, ci la nivel global. Da, pe noi ne interesează și impactul său asupra credinței și tradițiilor, pentru că sigur de asta v-am invitat. În special. O să încercăm să-l disecăm pentru că el trebuie să spunem și o să spuneți dumneavoastră mai bine, el atacă ambele sexe și toate vârstele. Și viitorul societății. Viitorul, prezentul. Și valorile. Și atacă familia, atacă viața privată, atacă stima de sine, atacă funcționarea naturală a căsătoriei și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți că a apărut această pornografie ca o armă atât de puternică? Mai întâi dați-mi voie să prezint cartea, după care eu mi-am făcut cum se numește documentarea. Virgiliu Gheorghe, Pornografia, maladia secolului 21, o carte extraordinară apărută la Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului, o carte extraordinară în care Virgiliu Gheorghe, un autor foarte bun care tratează exact astfel de dependențe, a scris și o carte despre efectul televizorului asupra minții umane. Deci tratează astfel de instrumente prin care omul este dus într-o sclavie virtuală în care este prins și din care nu mai poate scăpa. Spuneți-mi, vă rog, cum a apărut pornografia aceasta? Cuvintele în grecește înseamnă nimic, nici mai mult, nici mai puțin decât imagini deșuchiate, imagini necuvincioase, imagini urâte. Deci asta înseamnă termenul pornografie, lingvistic vorbind. Cum a ajuns această imagine urâtă, această destrăbălare a minții, să treacă din mintea unui om
și să se răspândească pe milioane, probabil, de site-uri, de posturi de televiziune și în mințile, să fie diseminată în mințile milioane de oameni. Dacă ar fi să explorăm doar partea științifică, ar trebui să ținem cont de următoarele elemente, și anume că peste 90% din informația pe care noi o primim are caracter vizual. Vizual. Peste jumătate din activitatea creierului nostru este destinat prelucrarea acestor semnale pe care le primim prin analizatorul vizual. Majoritatea comportamentelor noastre sunt învățate mult mai ușor dacă urmărim niște instrucțiuni vizuale și nu o instrucție lingvistică. Da? Există expresia, o imagine face cât 1000 de cuvinte. Pe acest lucru ne bazăm și noi specialiști, de exemplu, în terapia copiilor cu autism, care nu au limbajul însușit. Și reușim să învățăm comportamente numai prin capacitatea de imitare. Specialiștii au demonstrat existența unor neuroni numiți neuroni oglindă, care au un rol foarte important în prelucrarea informațiilor vizuale, și o să vedeți și în relația de dependență de pornografie, o să vedeți de ce. Se pare că acești neuroni, atunci când animalul sau omul vede o experiență vizuală, prelucrează informația ca și cum noi am fi participanți direcți. Sau, rezumativ, specialiștii, când au făcut experimente pe animale, au denumit-o maimuța vede, maimuța face. Adică maimuța vede pe o altă maimuță că rupe un măr, ea trăiește, creierul ei prelucrează informația ca și cum ea ar rupe acest măr. Dacă ne-am gândit toți ce simțim și cum trăim și cum ne manifestăm în momentul în care, de exemplu, vizionăm un meci de fotbal, pentru noi este clar că noi prelucrăm creierul nostru prelucrează informația ca și cum am fi participanți direcți. Același măcar lucru, în tribune, dacă nu pe măcar stadion. În tribune. Depinde cu cine ne identificăm. Corect. Același lucru, din păcate, se întâmplă și când vizualizăm imagini cu conținut pornografic. Iar la apariția acestui și extinderea acestui flagel au contribuit toate mijloacele mass media, care sunt invadate de imagini, cel puțin cu conținut erotic, pornografia stradală, care ne asaltează la tot pasul cu... Ce înseamnă pornografie stradală? Imagini pe care le vedem în chioșcurile de ziare, în revistele expuse peste tot, reclamele pe care le vedem... Această revoluție în vestimentație... poate fi încadrată și ea cumva... Poate fi încadrată, dar este o consecință. Ca să vorbim așa, eufemistică. Deci e un fel de cerc vicios. Este și o consecință, este și o cauză, este un mijloc de întreținere și așa mai departe. Ca să nu-i spunem, cum spunea Eminescu la un moment dat, goliciunea parafrazată. Deci această revoluție pe care am trăit-o și noi în anii 90, când și persoanele de sex feminin și persoanele de sex masculin au început să umbli din ce în ce mai... dezbrăcați pe stradă. Asta contribuie în vreun fel? Bineînțeles, pentru că provoacă. Pentru că, după cum spun oamenii de știință, cei care utilizează materiale cu conținut pornografic ajung până la urmă să asocieze stimuli din comuni, din imaginile vizualizate cu stimuli cu imaginile de pe stradă. De exemplu, o anumită vestimentație care seamănă cu ceea ce au văzut ei acolo. Pe stradă. Exact. Spuneți-mi, vă rog, faptul că practic nu se face mai nimic la nivel guvernamental, pentru că, iată, organizații cum este Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului, oameni ca noi și cred că mai sunt în lume mulți care încearcă să-și salveze concetățenii cât se poate, dar faptul că guvernele nu fac mai nimic, practic. Pentru că dacă ar fi guvernul, cum au făcut guvernul chinez, care a spus niciun site pornografic nu intră în țara mea, au pus niște firewall-uri, niște de-alea și nu intră. Deci faptul că lumea este invadată și internetul este deschis tuturor acestor site-uri, demonstrează cumva că din punct de vedere al politicii, al celor care conduc lumea la toate nivelurile, este acceptabilă sau este poate chiar util? Sau poate chiar dorit? Putem trage o astfel de concluzie. Nu vă încerc ca specialist, că nu avem de unde să prezentăm dovezi, dar ca idee.
Da, chiar citeam aseară un material despre două culturi care concurează în societatea actuală, cultura monogamă și cultura poliamoristă. Cultura poliamoristă se referă la cultura care promovează relațiile sexuale multiple, înainte, după căsătorie sau chiar în locul căsătoriei, iar cultura monogamă, așa cum îi spune și numele, promovează o singură relație pe tot parcursul vieții, având binecuvântarea bisericii, bineînțeles. Da. Și s-a arătat faptul că acea cultură poliamoristă nu are decât dezavantaje, chiar și economice. Pe când cultura monogamă are doar avantaje. Și cu toate astea, cultura monogamă pierde teren din ce în ce mai mult. De ce? Mulți se vor întreba de ce, adică din punct de vedere economic e mai avantajos. Păi, în cazul culturii monogame, familia nu se disipă, averea nu se disipă, nu există persoane sau categorii de persoane defavorizate, femeile singure, alungate, copii abandonați, cărora trebuie să alocați programe, bani și programe exact. Speciale. Da. Și cu toate acestea se pare că ne îndreptăm către... Ba, pentru că familia probabil că deranjează pe cineva. Probabil că familia, omul care are o familie... Familia, moralitatea... Omul care are o familie are o bază, deci are cumva un refugiu. Omul care nu are familie este practic o frunză în vânt. Exact. Familia reprezintă un pilon puternic de care se ancorează individul. Exact. Stabilitate înseamnă la urma urmei chiar și sănătate, în primul rând sănătate mentală. Da. Pe când dacă nu ai familie, practic ești al nimănui, cum să zice. Aș vrea să începem direct să vedem cum afectează categoriile umane după sex și după vârste. Și aș vrea să vă întreb, profesorul Gheorghe vorbește foarte mult despre faptul că prima victimă, și cred, din ce am înțeles eu din carte, cea mai importantă victimă acestui flagel este femeia. Fie că e vorba de femeia căsătorită, fie că e vorba de femeia transformată în obiect, chiar și femeia care slujește ca imagine pornografică este la rândul său o victimă, chiar dacă ea încă nu-și dă seama. Spuneți-mi, cum afectează căsătoria? Intrați puțin pentru telespectatorii noștri în mecanismul acesta mârșav al pornografiei. În primul rând, este afectată femeia, fie da, din două puncte de vedere. Dacă este utilizator ea însăși, îi va afecta imaginea despre sine în general. Și dacă deci, este... De ce ea va afecta imaginea despre sine? Fiindcă vede pe altele care acolo în platourile acelea sunt mai bune decât ea? Sau sunt promovate au performanțe ca... sexuale mai mari decât ale ei și o inhibă sau o fac să aibă pentru un complex de inferioritate? Pentru că este promovat un model cu care ea nu se identifică. Da. Asta e tot. Dar ea nu știe niciodată că de fapt ăla este doar o scenă de televiziune, eventual, sau, mă rog, poate o scenă de film. Da, dar vedeți film, că... O filmare. Creierul nostru prelucrează informația ca și cum ar fi prezent acolo, ca și cum ar fi real. Deci intervine în cele din urmă gândirea, rațiunea care spune că nu, este doar un aspect virtual, un partener virtual, dar tocmai asta este capcana și mulți nu-și dau seama, dar cercetătorii au arătat că informația aceasta vizuală pătrunde direct în structurile arhaice ale cortexului și primește foarte rapid un răspuns afectiv, emoțional, înainte ca structurile raționale să intervină. Și dacă nu avem un exercițiu mental care să ne ajute să controlăm și să ne spunem, să ne inhibăm aceste porniri, atunci bineînțeles că va fi foarte greu. În al doilea rând, femeia este afectată ca victimă indirectă. Când soțul este utilizator de astfel de materiale, este dependent de astfel de materiale. De ce? Pentru că toată energia sexuală care în mod normal este orientată către cuplu, cu scopul de a procrea, este canalizată într-o altă direcție. Și respectivul utilizator nu mai este nici dornic, nici capabil,
să-și exprime afecțiunea, sentimentele, să se implice afectiv într-o relație, să-și asume o responsabilitate. De ce nu mai e capabil? Este explicat chiar științific. Dependența de pornografie este o dependență mediată chimic, ca orice altă dependență. De ce? Se descarcă anumiți hormoni și se inhibă alți hormoni. Se descarcă foarte multă dopamină. Așa. Dopamină care se descarcă în orice altă activitate care ne creează plăcere. Numai că în acest caz descărcarea este atât de mare încât creierul nu mai este sensibil la descărcări mai mici, cum ar fi descărcări mai mici produse de plimbare în parc împreună cu soția sau cu prietenii, de joaca cu copilul, și atunci nu mai sunt motivat. Adică el are nevoie doar de descărcări de această intensitate. De acea intensitate, sau de intensitate din ce în ce mai mare. Exact ca și la consumul de stupefiante. De stupefiante, cocaină, heroină. De aceea este și comparată cu dependența de cocaină și heroină și se pare că intervine chiar pe aceleași zone cerebrale ca și în cartea aceasta, în această carte, am văzut mărturii. Profesorul Gheorghe este foarte riguros. Cine citește cartea, pe care o recomandăm cu toată căldura, cine citește cartea vede că este în cel mai pur științific stil scrisă. Vorbește de femei care se plângeau că s-au simțit în momentul în care au văzut, bănuiesc pe internet, internetul permite la un moment dat să vadă cuiva, unei terțe persoane, cu ce s-a ocupat utilizatorul. S-au simțit trădate, dar și au spus că, dom'le, una este dacă m-ar fi înșelat cu o femeie în viața reală, dar aici m-a înșelat cu zeci și poate sute de femei într-o zi. Și cu o parteneră virtuală cu care nu pot concura. Și cu unele cu care nici nu poți concura. Cum acționează această situație asupra nivelului de fidelitate casnică, familială? Având în vedere că reprezintă această utilizare, implică o infidelitate emoțională, de fapt. Deci nu este o infidelitate trupească reală, dar este o infidelitate emoțională, care promovează în general agresivitatea, promovează modele deviante, promovează faptul că familia și copiii sunt o piedică în satisfacerea plăcerii, promovează ideea că obținerea facilă a plăcerii cu caracter sexual este singurul scop sau scopul predominant al vieții, nu face decât încet, încet să ducă la disoluția familiei. Sau să nu-i mai determine să-și dorească să-și întemeieze o familie. Sau dacă să nu facă copii, sau dacă unul să nu mai facă pe celălalt. Din cărțile pe care le cunoașteți, și iată, ați adus foarte mult, am să vă rog către sfârșit să ne și explicați ce văd telespectatorii aici. Din cărțile pe care ne le cunoașteți, pe care le-ați citit în domeniu, cât de cât o imagine despre soții care sunt, adică e oarecum, nu e de înțeles, dar e oarecum de așteptat ca persoanele necăsătorite, tineri, oameni care trăiesc în singurătate și care au probleme în a-și administra această singurătate, să apeleze, știu și eu, la anumite forme de genul ăsta. Dar aș vrea să înțeleg și eu, și poate că și oamenii care se uită aici, poate soții care se uită și au problema asta, de ce soții? De ce? Eu mărturisesc că până la cartea lui Gheorghe și până la a începe să mă documentez pentru emisiunea aceasta, nici nu imaginam că soții au această problemă. Bărbații căsătoriți sau femeile căsătorite. Credeam că e o problemă care îi vânează pe oamenii singuri sau pe oameni care nu au o stabilitate familială. Ca orice altă dependență, vine să umple un gol, de obicei. Deci problema este oarecum mai veche, din generațiile anterioare, ca să spunem așa. Și la urma urmei se poate dezvolta, pornind chiar de la o simplă curiozitate sau la o simplă întâmplare. Știți foarte bine că internetul, de exemplu, are site-uri care folosesc tehnica șoareciului sau șoareciului în cursă, nu știu exact cum este denumit. Când intri întâmplător pe un astfel de site, vrei să ieși, să deschid multiple alte site-uri din care nu mai poți ieși și au același conținut. Da. Deci unii ajung din întâmplare și din curiozitate
Și datorită faptului că primesc o anumită recompensă din partea creierului, senzația euforică care se descarcă. O gratificare, cum spun americanii. Da, vor fi tentați să utilizeze din nou. Spuneți-mi, vă rog, sunt unii care vin în căsătorie cu problema deja dinainte? Da, pentru că, de exemplu, dacă au utilizat, deci, materiale, dacă au vizionat astfel de materiale dinainte, le-a creat o imagine falsă despre cuplu. Și atunci vor persista în conduita asta viciată. Duc o viață dublă, cumva? Ca să zic așa, raportându-ne la o... Duc o viață dublă, dar în cele din urmă pot obține și acceptarea partenerei, ceea ce este o greșeală. Da, da. Așa. Da, în cele din urmă ajung să duc o viață dublă și să se refugieze numai în acea viață. Dar și să nu mai existe viața reală. E un om care consumă, care e dependent de astfel de stare, de astfel de, nu știu, de industrie, poate fi depistat în viața reală? Îl poți vedea, poți să-ți dai seama după aspectul său? Pentru că sunt anumite, trebuie să spunem că sunt anumite persoane care practică, au anumite practici sexuale pe care le poți la un moment dat intui. Poți să-ți dai seama la un moment dat dintr-o discuție sau din anumite gestică și limbaj al trupului unui homosexual, că e homosexual, nu trebuie să spună el prietene sunt. Deci poți să-ți dai seama, de obicei, în general, dacă ești și puțin mai perceptiv, dar acești oameni se pot sau sunt mascați perfect? Pot fi, dar nu știu dacă mai există interes, pentru că toleranța a crescut atât de mult, toleranța societății față de... Mă refer la soția care ajunge victimă pentru că s-a măritat cu un domn care e da, practicant. Da. N-ar putea să-l vadă înainte de a se căsători cu dânsul. Și dacă ar încerca să se cunoască mai bine înainte și nu sexualitatea ar fi liantul principal al relației, cum se întâmplă în marea parte a căsătoriilor din ziua de azi, din păcate, da. Pentru că mă gândesc că dacă ar face chestia asta, s-ar putea după aceea, ar putea, în cazul în care este credincios al bisericii noastre, să apeleze la o tehnică de aici, din cartea aceasta, pe care o să ne-o explicați dumneavoastră în partea a doua a emisiunii. Adică, nu știu, îl iubești pe cineva, îl vezi că are problema asta, te duci cu el la doctorul duhovnic sau la medicul psihiatru care se ocupă cu problema asta și îl vindeci. Nu așa ar fi firesc? Așa ar fi firesc, dar oamenii nu mai sunt preocupați de latura spirituală. Din păcate, ni s-a creat încet, încet senzația că nu suntem decât niște animale ceva mai evoluate, niște persoane reduse la latura biologicului, a instinctului sau chiar niște obiecte, că asta de fapt determină pornografia, senzația că suntem senzația conștientă sau inconștientă că am devenit niște obiecte de furnizat plăcere și de obținut plăcere. Dar ni s-a creat senzația sau ni se învață direct în școală? Pentru că unele lucruri din ceea ce a spus dumneavoastră ni se învață în programa de liceu. Adică nu sau mai devreme, în cadrul de educație sexuală și nu numai. Despre care am mai vorbit la această masă. Da. Adică nu ni s-a creat neapărat senzația în sensul că am fost tratați ca atari, dar ni se spune chiar la școală că suntem maimuțe, evoluate, că nu știu ce, și bănuiesc o consecință, nu poate fi decât aceasta. Ca să terminăm puțin cu femeia, cu femeia victimă, vreau să spun, aș vrea să întreb. În un anumit loc în cartea aceasta se vorbește despre faptul că un consum foarte mare de prostituție, fie din partea bărbatului, fie și din partea femeii. Am înțeles că bărbații consumă mai mult decât femeie prostituție, pentru că probabil nici nu este evoluată atât de mult prostituția masculină. Pornografie, mă iertați, în prostituție. Prostituția masculină este abia la opera ei de pionierat și bănuiesc că va mai dura. Am înțeles că la un moment dat există o toleranță față de viol. Da, pentru că este majoritatea acestor materiale promovează mitul violului acceptat. Violul nu mai este văzut ca o faptă antisocială, reprobabilă, imorală, ci se promovează ideea că orice femeie își dorește la urma urmei să fie agresată. Și este interesant că din ce în ce mai multe adolescente sunt dispuse să accepte agresivitatea verbală, emoțională, sexuală, numai pentru a fi acceptate în grupul lor
Și pentru ca băieții să le considere lipsite de prejudecăți, cool, mai știu eu cum spun tinerii acum. Dar care este motivul pentru care se creează această idee că femeia ar fi... Noi trăim în epoca în care am văzut că un om și-a pierdut meseria lui de mare bancher mondial care trăia într-o cameră de 3 milioane de euro, de dolari pe noapte, pentru că a fost acuzat de o doamnă care în cele din urmă s-a dovedit a fi prostituată și așa mai departe, dar a fost acuzată o doamnă, a fost acuzată de o doamnă că a vrut să o violeze. Și mai știm că și un președinte al Israelului cu vreo un an de zile a fost condamnat la 7 ani de pușcărie și mi-aduc aminte că în tribunal judecătorului a spus domnul președinte, domnul Cațav, ca așa mi se pare că se chema, când o femeie îți spune nu, înseamnă nu. E chiar și o vorbă în America, în limba engleză. Deci, de la când o femeie îți spune nu, înseamnă nu și până la această mitul violului acceptat, de ce ar crede o femeie sau de ce ar crede un bărbat că o femeie vrea să fie agresată? Pentru că astea sunt modelele promovate. De către pornografie. De către pornografie. Se găsește și în afara pornografiei? Se găsește și în afara pornografiei. Problema este că ce se urmărește, de ce se dorește să promoveze astfel de modele. Și nu e singurul model deviant care este promovat. De exemplu, revista Playboy, cred că de prin anii 1950, a început să publice benzi desenate cu conținut incestuos, al căror mesaj era faptul că, de fapt, copiilor le face plăcere să fie agresați. Deci, încet, încet, suntem transformați în niște obiecte care putem fi abuzate, abrutizate, modelate, manipulate. Apropo de asta, am văzut și eu, există un post de televiziune național care face un fel de reality show-uri de astea, cum se fac acum, un fel de fake-uri de astea, de simulări ale vieții. Și am văzut spre stupoarea mea, în afară de faptul că sunt foarte multe mai nou, în care se arată că tânărul din familie islamică este superior tânărului din familie creștină, pentru că tânărul din familie creștină este un destrăbălat, în timp ce tânărul din familie islamică probabil că ține cu adevărat regulile islamului lui. În afară de acest clișeu care se pune pe piață, există și un clișeu în care se vorbește, am văzut un reality de la în care s-a arătat că în care concluzia era că incestul respectiv nu e o problemă. O soție era un fel de levitariat, nu știu cum se numea, căsătorie levitică. O soție trecută de la un frate la altul. Uh-huh. Și pe postul național românesc de televiziune, pe un post național românesc de televiziune, concluzia acelui reality show era că nu e o problemă. Mitul acesta, dacă dragostea învinge tot, există acest mit, dragostea poate să fie o scuză pentru incest, pentru infidelitate și, nu în ultimul rând, pentru pornografie. Da, dar ei nu promovează dragostea, ei confundă dragostea cu altceva. Cu ce o confundă? Cu plăcerea sexuală. Cu plăcerea sexuală. Luăm o pauză publicitară și după aceea aș vrea să intervenim în a doua parte, să vorbim despre două lucruri. Efectul asupra tinerilor, pentru că e foarte important. Și terapia. Terapia, așa cum ne recomandă Sfinții Părinți, terapia pe care o oferă și psihologul și Sfinții Părinți ai Bisericii. Pauză publicitară și revenim în direct. Doamnelor, domnilor și domnilor, revenim în direct la o emisiune în care discutăm cu cărțile pe masă, în sensul fizic al cuvintelor, despre pornografie, maladia secolului 21. Am spus în prima parte a emisiunii, abordăm în cadrul emisiunii Credință și Tradiție Nențene această temă, pentru că ea are implicații extrem de grave și asupra felul în care ne percepem viața de familie, valorile morale creștine și chiar credința creștină în Dumnezeu și chiar așa și tradițiile noastre populare care nu au nicio legătură cu pornografia și cu acest stil de... Doamna doctor, întrebarea este cum afectează pornografia? Cum afectează pornografia pe tineri? Pe tânărul adolescent? Am înțeles din aceeași sursă că, și din alte surse de pe internet, că tinerii cad victimă din ce în ce mai, de la vârste din ce în ce mai mici.
Da. Ce se întâmplă cu tineri? Statisticile arată că o mare parte, peste 70% din utilizatori, din cei care accesează astfel de materiale pe internet, este reprezentat de un sector de vârstă cuprins între 18 și 34 de ani. Și ceea ce este foarte îngrijorător este faptul că Net Rating s-a inclus în indicatorii statistici demografici ca limită minimă de vârstă a celor care au accesat cel puțin odată un astfel de site, vârsta de 2 ani. Copiii sunt cei mai mari victime, fie prin utilizare directă, fie ca victime indirecte ale utilizării de către părinților a unor astfel de materiale. S-a constatat că sunt tentați într-o perioadă foarte scurtă de timp, dacă au vizionat astfel de materiale, să pună în practică. Și problema este că ei nu au, nu sunt programați dinainte, nu sunt instruiți, nu au cunoștințe anterioare care să le furnizeze date despre ceea ce înseamnă cu adevărat sexualitatea și ceea ce înseamnă cu adevărat relația de cuplu. Dar toate imaginile pe care le văd li se întipăresc. Li se întipăresc ca niște modele vii și ei le vor prelua inconștient în viața lor de cuplu, astfel încât vor crea viitoare cupluri disfuncționale, dacă le vor mai crea. Dacă nu se vor refugia în această lume virtuală. Dacă sunt victime indirecte, ce se întâmplă? Părintele sau părinții care sunt utilizatori au din ce în ce mai puțin timp și disponibilitate pentru copiilor. Au din ce în ce mai o dorință din ce în ce mai mică de a-și exprima afecțiunea față de ei. Ori este știut faptul că sănătatea psihică a copilului depinde de armonia vieții de familie, de stabilitatea vieții familiale, de existența ambilor părinți, de timpul petrecut cu aceștia, de normalitatea psihică a părinților. Ori ei nu mai sunt normali atâta timp cât au devenit dependenți. Da? Cred că este, părinții ar trebui să intervină la foarte multe niveluri, începând de la... există statistici care spun că 85% din copiii din România au acces la internet în propria lor cameră. Păi internetul, pe lângă faptul că ne furnizează accesibilitatea rapidă, anonimatul, lipsa de control a părinților, a societății, vă dați seama ce ravagii se pot face. Copiii nu au discernământ, nu au un control al emoțiilor, nu au încă o cenzură care să le spună ce e bine și ce e rău. Ei își vor însuși ceea ce văd ca pe niște modele demne de urmat. Părinții ar trebui să intervină și la nivelul educației școlare. Da? Să intervină pentru promovarea educației morale, așa cum am mai spus. Cum ar putea să verifice un părinte care, să zicem, nici nu are o instrucție foarte... Vedem că sunt foarte mulți părinți care nu au o instrucție în ceea ce privește folosirea internetului ei înșiși. Cum ar putea să verifice pe copii? Ei merg pe principiul acesta. Dom'le, eu nu am, nu știu, nu mă pricep, dar copilul, am înțeles că e la modă, e la așa și îi pun în cămeruța lui și el să se... Cum ar putea să-l verifice? În primul rând, tot ce e la modă e bun. În al doilea rând, ar putea să nu dea voie să aibă calculatorul în propria cameră, ci într-o cameră în care are acces toată lumea. Și astfel să verifice prin sondaj, din când în când, cam la ce se uită copilul. În al treilea rând, ar putea să intervină la nivelul școlii, să le spună profesorilor, să le solicite, să nu se mai ceară materiale care au ca sursă doar internetul. Școala atâția ani de zile nu s-a făcut având ca sursă cărțile. În al patrulea rând, ca să spunem și o formă tehnică de verificare, ar putea să vorbească cu cineva care se pricepe la internet, pentru că există un istoric. Un istoric și copilul poate să acceseze, zicem că dă un control H și șterge istoricul ăla. Dar în rădăcinile memoriei calculatorului există niște backup-uri care se păstrează, părinți, se păstrează chiar dacă copilul este șmecher și și-a șters istoricul, un om care se pricepe la internet poate să vină și să se regăsească în adâncurile calculatorului și să spună exact cu ce se ocupă copilul. Deci există un istoric în cazul copiilor care încă nu se preocupă de istoric, există un istoric, dai control H, vezi tot ce a accesat el acolo și știi despre ce e vorba. Dar dacă copilul bănuiesc deja
dacă este un utilizator de ăsta infracțional, cred că știe și el câteva date de genul ăsta. Există niște forme de a verifica în adâncurile și se găsesc sigur. Orice informație rămâne pe hardul calculatorului adânc imprimat în memorie și un om de meserie poate să-ți verifice, mă rog, nu știu, dacă vezi că copilul se comportă bizar, ciudat, uitați, au fost situațiile acestea cu sinuciderile programate, este numai să nu știi nimic despre calculator, să nu-ți dai seama că acele sinucideri se sinucideau în același mod și la Galați și la Brăila și la în cealaltă parte a țării, să nu-ți dai seama că este legătura cu un site de internet. Ei, în situații de genul ăsta, când vezi copilul tău e ciudat, când vezi copilul tău și presupui că ar avea legătură cu calculatorul, poți să chemi un programator și să-ți vadă la ce se urmă. Da, dar eu insist totuși pe prevenție și nu pe combaterea răului. Da, corect, corect, dar dacă nu se poate altfel. Deci, și poți să-l chemi chiar să-ți instalezi niște filtre. Calculatoarele poți să aibă niște niveluri de accesibilitate. Îi instalezi niște filtre și atunci sunt un fel de filtre cum au chinezii sau iranieni, numai că puse la nivelul domiciliului. Da, dar vedeți că avem și idei preconcepute. De ce să nu se poată? Eu știu copii care au performanțe școlare foarte ridicate fără a accesa internetul, fără a avea calculator acasă, tocmai pentru că familia dorește să-și crească copilul în spiritul tradiției. Corect. Numai că acum vedeți și dumneavoastră cât de agresivă este publicitatea și mă uitam acum, spre exemplu, că vorbim de agresivitatea publicității, mă uitam acum că jaful la Roșia Montana este prezentat la televiziune sub denumirea Roșia Montana Aur pentru România. Este o rușine să fie prostit poporul acesta că la Roșia Montana se scoate aurul pentru România, când toată lumea știe că se va scoate și se va duce în altă țară. Deci gândiți-vă la ce nivel de manipulare ajunge publicitatea și atunci un părinte săracu aude și mai e și o chestie de statut social. Copilul tău nu are calculator. Adică este mai prost fiindcă nu are calculator. Deci sunt oameni mai slabi de îngeri care, iată, fac acest lucru. Cum contribuie prostituția sau cum distruge prostituția stima de sine a adolescentului sau a adolescentului? Pornografia, iertați-mă, am tendința să confund cu prostituția. Oricum, există un risc mare de a conduce la prostituție. Care credeți că este, mă iertați că vă pun întrebare peste întrebare, care credeți că este mai periculoasă, dacă poate fi o diferență, pornografia sau prostituția? Cred că amândouă sunt periculoase. Dar mai periculoase. Mai periculoasă e pornografia, pentru că sub masca anonimatului și a libertății, de fapt, pentru că e mai, spală conștiințele și are efecte asupra întregii civilizații. Chiar putem să, de ce să nu emitem și o ipoteză de sterilizarea populației, pentru că, de fapt, da, scade natalitatea. Săptămâna trecută am discutat în această emisiune despre maltusianism și despre faptul că se merge pe această idee demonică, de altminteri, că suntem prea mulți pe planetă și că unii dintre noi ar trebui să dispară. Este asta o formă de sterilizare? Sau de... Atâta timp cât nu se mai dorește să se nască copiii, să se întemeieze familii, există o consecință de acest tip. Trebuie luat în calcul și astfel de ipoteză. Revin la întrebarea pe care nu v-am lăsat să o răspundeți. Cum afectează pornografia, da, nu prostituția, pornografia, stima de sine a tânărului care se pregătește să intre în viață? Bineînțeles că îi scade stima de sine, pentru de că se raportează la niște modele, indiferent că ele sunt deviante sau traumatizante, el se raportează la acele modele care i s-au oferit. Nu, și acele modele sunt niște modele. În primul rând, toate performanțele sunt exagerate, în al doilea rând... Sunt produse de televiziune. Deci ele sunt fake-uri. În al doilea rând, niciun material de acest gen nu arată cum un cuplu își făurește intimitatea, nu arată cum negociază un conflict, nu arată nimic altceva decât că sexualitatea este singurul scop, principalul scop al vieții, că infidelitatea este, la urma urmei, ceva normal, tolerat, chiar de dorit, relațiile extraconjugale la fel, toate valorile care până acum au fost promovate, abstinență, castitate, au fost aruncate în derizoriu.
Deci îi afectează în profunzime. Aș vrea să facem precizarea că așa cum Sylvester Stallone sau Bruce Willis salvează planeta și o dărâmă numai în filme, pe când în realitate soldatul american moare ca orice soldat în război și nu ucide de unul singur o planetă întreagă, cum se vede în filme, la fel și aceste performanțe, mă rog, pornografice, sunt niște produse de televiziune, adică sunt niște iluzii, niște chimere, sunt luați niște indivizi, umpluți cu steroizi, sunt machiați de dimineață până seara și sunt vopsiți pe toate părțile și pe toate așa. Se utilizează și efecte de televiziune pentru dilatări și contractări, ca să așa, și cei care își fac imagini pe baza unor asemenea produse de televiziune, pe baza unor asemenea produse tehnice strict, greșesc și pentru că, și măcar pentru că ei se gândesc că așa ceva poate să existe în realitate. Da, dar mai important este impactul pe care îl are asupra psihicului asupra evoluției lui ulterioare ca individ. Și nimeni nu vorbește despre consecințele negative ale acestei activități excesive, da? Și agresive. Nimeni nu vorbește despre consecințele somatice, pentru că există. Care sunt? Apar diverse boli, demonstrat că apar diferite tipuri de cancer, apare depresia, riscul mare de sinucidere, adică toți acei hormoni, deci această activitate nu este o activitate mecanică în sine, implică multe alte mecanisme, da? Hormonale, biochimice, niște dezechilibre umorale, da? Acestea nu sunt fără consecință, nu au cum să fie fără consecință. Adică, practic, omul trăiește ceea ce face, vă rog, atenție să nu se ducă la valiera, trăiește cu atenție ceea ce face și se implică ca și când s-ar implica într-o relație fizică, nu? Cumva. Consumul de energie și de e ca și când ar fi o relație fizică. După cum am spus, e ca și cum ar fi participant direct, ca și cum ar fi implicat în mod real. Deși mentalul îi spune, deci rațiunea îi spune că este virtual, totuși senzațiile și toate tulburările acestea de care am vorbit se produc ca și cum ar participa în mod real. O problemă foarte importantă pe care o întâlnesc uneori și duhovnicii la altar sau poate nici nu o mai întâlnesc. Există multe cupluri care se hrănesc și își fac, mă rog, ce le-a mai rămas din relația lor privată, își fac relațiile intime după ritualul pe care îl văd în filmele pornografice. Unele dintre aceste cupluri practică perversiunile sexuale, ceea ce biserica numește și noi numim perversiuni, cred că și medicina numește perversiuni sexuale. Există conștiința în mijlocul unora chiar creștini de ai noștri că atunci când sunt practicate între soț și soție, își pierd, nu-i așa, rolul de perversiune sexuală, pentru că orice între soț și soție este permis. Vă rog să ne spuneți cum promovează pornografia formele acestea de sex oral, sex anal și alte, swing, această nouă comunitate adusă de peste ocean, de soți care, și soții care se schimbă între ei. Cum promovează pornografia aceste forme de decădere ale relației sexuale dintre soț și soție? După cum am mai spus, le promovează ca modele normale, tolerate, acceptabile, nu ca pe modele deviante. Dar la asta contribuie, schimbarea aceasta în conștiința noastră contribuie nu numai materialele cu astfel de conținut, ci întreaga noastră cultură, da? Care, de exemplu, în filmele artistice, da, au ajuns să fie prezente scene din ce în ce mai explicite, care aproape că depășesc granița eroticului. Și sunt și le întâlnim, după cum v-am spus, nu numai în filme, le întâlnim în reclame, le întâlnim pentru că se vinde foarte bine un anumit produs atât timp cât asociez o imagine care ține de acest domeniu. Poate ar trebui în primul rând să fie o ofensivă foarte puternică din partea noastră, celor care dorim să păstrăm valorile
credințe și tradiții. Ar trebui să ne implicăm mai mult, ar trebui să vorbim mai mult despre ceea ce ne dorim și despre avantajele culturii monogame. Timpul, din păcate, știți cum se întâmplă, că ne presează spre sfârșitul emisiunii. Aș vrea să ne spuneți despre, câteva cuvinte despre psihoterapia ortodoxă Mitropolit Teoteos Vlahos. Loc pe colegi la cameră, până ce arată colegii la cameră, da, vreau să ne spuneți câteva. Ați spus că există o terapie creștin-ortodoxă. Ca o dovadă a faptului că există o relație de dependență între utilizator și astfel de materiale, este faptul că a apărut la nivel internațional, au apărut numeroase tehnici și s-a dovedit că sunt nesuperioare cele care țin cont de tradițiile și religia individului. Iar dintre toate terapiile religioase, se pare că psihoterapia ortodoxă este superioară. Bine, mulți vor zice normal dacă tu ești ortodoxă, da, că spui lucrul acesta. În ce constă psihoterapia ortodoxă? Constă în faptul că încearcă să refacă relația omului cu biserica, să-l readucă în biserică. Sunt studii care arată că orice prezență, o prezență în plus în biserică, duce la scăderea vizionării site-urilor cu un astfel de conținut cu 26%. Constă în ce, foarte interesant că terapeuții care practică această metodă de psihoterapie folosesc unul din principiile din vechime recomandate de Sfinții Părinți, se numește paza minții și paza ochilor. Paza ochilor, să nu mai vizualizezi astfel de materiale, paza minții, să meditezi pe tema morții și a faptului că suntem muritori și că orice exces care ne expune trupul ne îndreaptă mai rapid către moarte. Și ori de câte ori revin gânduri obsesive, pentru că ne poluează mintea și rămân permanent acolo, important este să venim cu un gând negativ legat de aceste teme. La noi în țară încă nu sunt terapeuți ortodoxi, dar recomand cu căldură găsirea unui duhovnic care să-i ajute în acest chiar sens. Chiar și ca formă de terapie. Da, da, da. Tot despre psihoterapia ortodoxă aș vrea să vorbesc... Foarte pe scurt, pentru că emisia o să... Da, despre Jean-Claude Larcher, care este psihiatru și care s-a convertit la ortodoxie, da, venind din catolicism, și are un doctorat în filozofie și în teologie, vorbește despre terapeutica bolilor spirituale, abordând această problematică prin recomandările Sfinților Părinți. Pentru cei care doresc niște repere normale de viață și de conduită în familie, Viața de familie. De... Bărbatul și femeia în viziunea Sfântului Angul de Aur. Da, da, prezentată de David Seaford. Despre feciorie, care se adresează în special acestui păcat al desfrânării, de către e scris de Sfântul Angul de Aur. Aici sunt trei conferințe, dintre care una foarte interesantă, pornografia, o iconografie demonică. Este vorba de... A fost ținută la Oradea de un preot la fel convertit din protestantism la ortodoxie, John Bragg, preotul John Bragg. Așa, și căsătoria cale spre sfințenie. Înainte de a rămas bun, un cuvânt, dacă se poate, pentru cei care nu sunt, care sunt victime ale pornografiei, dar care nu sunt creștini sau care nu au găsit încă pe Hristos în biserica noastră. Un cuvânt foarte scurt pentru acei oameni. Ce pot să facă ei ca să scape? Poate sunt unii care chiar vor să scape și nu știu ce să facă. Să se adreseze psihiatrului. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri asupra unui flagel care ne distruge viețile, ne distruge relațiile interumane, ne distruge credința, ne distruge tradițiile și ne transformă, cum ați spus dumneavoastră, în niște indivizi sterili care trăim pur și simplu, sau mă rog, care trăiesc pur și simplu cei care o fac pentru satisfacerea unor plăceri. Cu speranța că am contribuit cât de cât la înțelegerea subiectului, cu speranța că soțiile sau soții sau partenerii se vor uita mai atent la cei cu care conviețuiesc, mai ales dacă sunt loviți de aceste boli, și îi vor ajuta fie prin psihoterapie ortodoxă, fie prin psihiatria clasică,
medicală. Mihai Silviu Chirilă vă spune, vă mulțumește pentru atenție și vă invită săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Credință și Tradiții Mențene. La revedere!